Dragii mei, bine ne-am regăsit! Ia uitați cu ce minunăție vin eu astăzi în fața dumneavoastră. Ce ziceți? Am postat după ce am lucrat-o, bineînțeles, și reacțiile au fost wow! Asta și pe mine mă bucură, să știți, nespus de mult. Ce-i drept că am făcut-o un pic cu inima îndoită, dar fiindcă am văzut că a fost apreciată, iată-mă în fața dumneavoastră cu tutorial. Să știți că este foarte ușor de făcut. Eu i-am atașat aici și o agrafă, da, și am transformat în broșă, dar foarte bine puteți aici să îi puneți o tijă din sârmă, din bețe de frigărui mai nou am recomandat, da, fiindcă și acela este un accesoriu bun, îmbrăcată cu hârtie adezivă cu fir și o putem așeza frumos într-o vază. Bineînțeles că poate fi realizată într-o paletă largă de culori, da? Toate culorile posibile. Și zic eu că merge și aplicată pe orice proiect pe care dumneavoastră îl realizați. După cum vedeți, am folosit câteva stamine, se pot realiza și pe sârmuliță din fir, dacă nu le aveți pe acestea. Avem nevoie într-adevăr de sârmă, eu am aici la rolă, găsiți și la doamnele care vând fire și au diverse accesorii, dar foarte bine găsiți și în Dedeman la articole de grădinărit, acolo au tot felul de sârme, să știți. Și vă ajută foarte mult în a da aspect frumos florilor, în special, da, se folosește sârmă. Dacă vrem să o transformăm într-un mărțișor, fiindcă suntem în preajma 1 și 8 martie, iată, cu o floare de mărțișor, eu zic că este un cadou fin și unicat. Da. Acest proiect pe care îl vom lucra împreună, îl voi lucra cu acest bumbac, Performance Harmony se numește. Este un fir cu care eu am lucrat multe proiecte, baticul croșetat pe care îl găsiți pe canalul meu și diverse alte proiecte, flori. Eu mă împac foarte bine cu el, îl voi folosi, pentru acest bumbac o croșetă de 1,6, după cum ați văzut avem nevoie și de sârmă și de stamine. Eu am aceste stamine, le voi așeza așa în două și le voi aplica la mijloc. Și haideți să vedeți, vom lucra împreună o petală, fiindcă se lucrează petală cu petală, da? Este realizată din 5 petale, eu am lucrat 4, una o vom lucra împreună. Am pregătit aici și acu pentru, fiindcă tot într-o broșă o să o transform. Dacă nu aveți aceste agrafe, puteți adăuga și un ac de siguranță micuț, să știți că merge foarte bine. Bun. Și haideți să începem, să vedeți cât de simplu este. Foarte, foarte simplu. Să pun eu gem aici, să-l așez. Așa. Și haideți să pornim. Spor să avem, cum îmi place mie să zic. Da? O primă buclă. Ridicăm 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Dăm după croșetă și în primul ochi vom lucra 3 piciorușe duble. Introducem
avem 3 fire, scoatem prin 2 și iar prin 2, da? Încă o dată, în același ochi, vom lucra 3 piciorușe duble, prin 2 și iar prin 2. Prin 2 și iar prin 2. Deci avem, în afară de cele 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Ridicăm 4 ochiuri de lanț, adică 1, 2, 3, îmi țin mie loc de picioruș dublu și încă un ochi în plus. Întoarcem și vom realiza 2 ferestre. Dăm după croșetă, nu în primul, ci în al doilea ochi, introducem și vom face un picioruș dublu. 1, 2, am realizat prima fereastră. Un ochi de lanț și mă duc aici, da, în ultimul ochi, de la cele 3 ochiuri de lanț pe care eu le-am ridicat inițial și lucrez în el un picioruș dublu și astfel am realizat 2 ferestre, după cum vedeți. 1, 2, 3, 4, da? Întoarcem, dăm după croșetă în interiorul, aici în spațiu, în interiorul primei ferestre, un picioruș dublu, ochi de lanț, mă duc aici în al doilea spațiu, un picioruș dublu, ochi de lanț și în ochiul 3, 1, 2, 3, da? Fiindcă e piciorușul nostru dublu aici în margine. Introducem și mai lucrăm un picioruș dublu. Automat, eu am obținut 3 ferestre. Vedeți? Bun, mai departe. 1, 2, 3, 4. Dăm după croșetă, întoarcem lucru și mărim numărul nostru de ferestre. Lucrăm aici în primul spațiu un picioruș dublu, un ochi de lanț, în următorul spațiu un picioruș dublu, un ochi de lanț, în următorul spațiu un picioruș dublu, un ochi de lanț și mai facem o fereastră. Din nou în ochiul 3 vom introduce, da? Și vom face un picioruș dublu. Pe acest rând am obținut 4 ferestre, după cum vedeți. Mai lucrăm încă un rând să obținem 5 ferestre. 1, 2, 3, 4, dăm după croșetă în primul spațiu un picioruș dublu, un ochi de lanț, în următorul un picioruș dublu, un ochi de lanț, am a doua fereastră realizată. O realizăm pe a treia. Da? Un ochi de lanț, mă duc în ultimul spațiu, da? Picioruș dublu, un ochi de lanț și fac a cincea fereastră. 1, 2, 3 și în ochiul 3 introduc. Am 5 ferestre. Întorc lucru. Mă duc în primul spațiu direct și lucrez un picioruș scurt. Da? Ridic 4 ochiuri de lanț, 3 îmi țin loc de picioruș dublu și un ochi de lanț, da? Cel despărțitor, da? Mă duc în următorul spațiu și realizez un picioruș dublu. Un ochi de lanț, în următorul un picioruș dublu, un ochi de lanț, în următorul spațiu un picioruș dublu și un ochi de lanț, un picioruș dublu. De această dată noi avem 4 ferestre. Ne întoarcem. Am întors și lucrul meu. În primul spațiu mă duc și lucrez un picioruș scurt. Îl
ridic 4 ochiuri de lanț. Da. 1, 2, 3, 4. Mă duc în următorul spațiu și lucrez picioruș dublu. Da? Un ochi de lanț. În următorul spațiu, un picioruș dublu. Un ochi de lanț. Un picioruș dublu. Un ochi de lanț, trag și gata, petala. Ce ziceți? A fost greu? Desigur că nu a fost greu. Bun, și acum noi vom festona pe margine, vom lucra piciorușe scurte, însă vom prinde sârmuliță pe margine ca să-i dăm ținută, da? O dăm cu un pic de fixativ, lucrăm 5 astfel de petale și gata proiectul. Minunat! Ați văzut ce simplu este? Poate când le vedeți pentru prima dată aceste proiecte aveți impresia că sunt dificile, dar nu sunt. Facem o primă buclă. Da? Introducem aici la bază. Eu mi-am pregătit sârmă, da, măsurați cam cât este petala, ca să nu umblați cu toată rola după dumneavoastră. Vă este greu. Introduc aici jos, unde eu am făcut de altfel cele 3 piciorușe duble. Da? Introduc bucla. Un ochi de lanț. Voi introduce sârma prin buclă și acum o prind în lucru. O lăsăm un pic mai lunguță, bineînțeles, la bază acolo. Așa. Și introducem aici în primul spațiu, da? Să prindem sârmă și lucrăm un picioruș scurt. Voi prinde și firele, da? Ca să evit să mai introduc coacul. Apoi, aici, în dreptul piciorușului dublu, voi lucra 2 piciorușe scurte. Și după cum am zis, prind tot în lucru, da? Și sârma și firele, 1, 2. Și urcăm în dreptul, la primul rând de ferestre. Aici vom lucra 3 piciorușe scurte, da? 1, 2, 3. Ne ducem în dreptul la următorul rând de ferestre. Tot 3 piciorușe. 1, 2, 3. În continuare. 1, 2, 3. Mai departe, în dreptul următorului rând. 2, 3. În dreptul la următorul rând. 3, 1, 2, 3. Am ajuns aici la ultimul rând, da? Unde avem noi cele 3 ferestre. E, aici vom lucra 4 piciorușe. 1, 2, 3, 4. Mă duc în următorul spațiu și lucrez un picioruș scurt, da? Deasupra piciorușului dublu, imediat lucrez aici în spațiu un picioruș dublu și la fereastra din margină tot 4 piciorușe scurte ca și aici. Da? 1, 2, 3, 4. Mă duc apoi cu câte 3 piciorușe scurte în jos. 1, 2, 3. O să o aranjăm noi mai apoi. Duc în continuare mai jos. 1, 2, 3, 1, 2,
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, am ajuns aici jos, da? Aici vom lucra două piciorușe scurte, 1, 2 și în spațiu, da? Voi mai lucra încă un picioruș scurt. Așa, să dăm noi pe dedesubt firul. Am reușit? Am reușit! Mă duc aici, deasupra primului picioruș, de unde noi am început, da? Și vreau să fac un picioruș alunecat ca să închei. Am reușit să-l prind, da? Un picioruș alunecat. Încă un ochi de lanț și gata. Facem o buclă. Și iată, dragii mei, că aceasta a fost petala. Și acum, bineînțeles, că trebuie să o aranjăm. Nu-i așa? Să mai scurtez un pic sârmulița. Trag eu aici. Bun. Și dacă noi avem sârmă, normal că putem modela după bunul plac. Acum tăiem toate căpețelele astea. Am prins firul în lucru, vedeți? M-a scutit pe mine de a mai ascunde firele cu acu. Bun. Acum eu voi da cu un pic de fixativ. Ia să pulverizez eu în fața camerei, îmi cer scuze. Umezim bine, 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 bine. Deci am dat, ați văzut, câteva pufuri. Fiind bumbac, se usucă și repede, să știți, și îmi prinde mie ținută foarte frumos. De aici de jos încep și întind. Mă duc și întind. Mă duc mai departe și întind. Întindem, întindem, întindem. Presăm frumos și aranjăm petala, da? Ca să mi se usuce mie frumos. Bun. Aici voi învârti un pic firul după sârmă. Așa, învârt un pic sârmulița și pot să tai acest fir, să știți. Uitați. Deci, o petală este gata, da? O voi pune un pic la uscat și ne întâlnim ca să montăm floricica. Voi mai lucra încă 4 petale, da, pregătite, frumos apretate și ne vom întâlni imediat. Spor să avem! Și haideți să montăm floare. Ia uitați, petalele s-au uscat, uitați ce ținută frumoasă au, da? Minunat! Mă gândeam că dacă nu aveți această sârmă, eu zic că apretate și întinse foarte bine aceste petale, eu cred că stau și fără sârmă, să știți. Fiindcă bumbacul se apretează foarte bine și zic eu că puteți încerca. Bun. Am pregătit aici staminele, da? Eu le voi prinde cu un pic de sârmă. Dumneavoastră, dacă nu aveți sârmă, puteți să o faceți cu fir de ață subțire, da, ca să le strângă pe ele, da, bine, bine aici. Eu, având această sârmă subțirică, mă ajută foarte, foarte mult, da? Și le îndoim frumos, ia uitați, și are ținută.
Bun. Eu la aceasta m-am ajutat de un pic de silicon. Am lipit aici. Însă vreau să folosesc și eu fir. O să folosesc chiar firul în care am croșetat. Ia să iau eu. Mi-a căzut ghemul. Mi-a căzut ghemul. Să-mi iau un pic de fir și să folosesc. Și haideți să vedem dacă reușim și fără pistolul cu silicon. Nu-i așa? Punem aici în mijloc, bineînțeles, staminele. Da? Și începem și montăm. Deci am așezat aici una peste alta. Lăsăm mai jos dacă este nevoie. Da? Fixăm. Și haideți să prindem cu fir. Și ca să prindem, uitați, eu așa în această poziție țin firul, da? Întorc, fiindcă eu fac o buclă aici. Întorc, introduc prin această buclă petalele mele, da? Și am venit cu bucla aici la bază. Trag și am strâns ceea ce eu am, da, rulat aici. Mai departe, modela la final. Ideea e să punem aici una peste alta, da? Din nou, rulez 1, 2, uitați, deci țin, da, ancorez firul cu degetul, da, întorc și prin această buclă eu introduc petalele. Bun. Na, să că o aranjăm noi după aia. Din nou, următoarea petală. Deci, după cum observați, eu le așez un pic una peste alta, da? Să vină frumos. Și automat că o voi rula și pe aceasta aici la bază. 1, 2. Din nou încerc să bag prin această buclă. Așa, și ultima petală care va veni aici. Da? Îmi ține cu degețelele, rulăm, rulăm. Haideți să văd dacă pot să mai încă o dată să fac bucla asta mare. Am lăsat firul mai lung ca să pot să realizez această buclă. Și iată că am reușit. Și bineînțeles că acum o vom, da, ridicăm un pic în sus, da, uitați așa, și după aia putem să îndoim ușor. Da, foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Deci, haideți să vedem. Deci am eu aici 1, 2, 3, 4. Ia să vedem dacă reușesc eu să trag un pic staminele acestea. Oare reușesc? Un pic mai jos. Am reușit. Un pic, un pic am reușit. Da. Și iată, dragii mei, că floricica este gata. Bun. Aici voi rula în continuare firul. Da? Voi tăia toate aceste sărmulițe, voi scurta. O să-mi doi un pic.
Și din nou voi îmbrăca ca să nu se vadă sârmulița noastră. Da? Din nou am făcut două bucle și gata. Și o modelăm după bunul plac. Ia uitați. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. După cum v-am zis, putem realiza în orice combinație de culori dorim noi. Minunată și aceasta roz a ieșit. Foarte frumoasă. Îi voi aplica ca și aici, îi voi lipi, puteți să coaseți, nu neapărat să lipiți, da? Aceasta agrafă, vedeți că sunt două orifici acolo unde puteți să coaseți, da? Foarte bine și iată că floricelele noastre sunt gata. Deci, mă repet, eu zic că dacă apretați bine, bine, eu cred că și de când... Dacă nu aveți sârmuliță, în momentul când apretați, atunci dați forma, da, ușor ondulată la petale. Fiindcă ele sunt micuțe, firul este subțire din bumbac și cu siguranță veți reuși. Iată proiectul nostru că este gata. Vedeți cât de simplu a fost? Eu vă doresc mult, mult spor. Vă doresc să le lucrați în diverse culori, chiar aștept pozele dumneavoastră pe grupul meu de pe Facebook, Lucru Manual de prin lumea adunate. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și că lucrați alături de mine. Vă mulțumesc totodată că v-ați abonat și la canalul meu. Dacă nu ați făcut-o, nu ezitați, nu vă costă nimic. Dacă dați click pe clopoțel, veți primi notificări atunci când eu postez un nou tutorial și să ne revedem sănătoși la un nou proiect minunat. Pe curând! Pa, pa!